Putem discuta de o strategie de dezvoltare turistică pe raza județului Timiș. Asociația care a luat ființă acum 4 ani de zile, la inițiativa Consiliului Județean și a 32 de primării, la momentul ăsta, după ce va fi aprobată această strategie, putem discuta de a avea creionat o direcție foarte clară de acțiune în ceea ce înseamnă implementarea turismului în Timiș. Am reușit să studiez și eu puțin lucrarea. Este o lucrare amplă, complexă, care, în primul rând, analizează starea actuală a turismului în județul Timiș pe mai multe categorii, și anume 9 categorii mai exact: turismul de afaceri și de tranzit, turismul cultural istoric, turismul de evenimente, turismul balneoclimateric și de recuperare, turismul religios, turism rural, agroturism, ecoturism, turism sportiv și de aventură, turism de vânătoare și pescuit sportiv și turismul de recreere, shopping și gastronomic. Da, trebuie să recunoaștem că regiunea, îmi cer scuze, regiunea de vest, chiar dacă nu putem să luptăm cu avantajele vecinilor noștri din regiune, totuși, obiectivul nostru principal este acela de a scoate în evidență oportunitățile pe care le are județul Timiș. Mă bucur că în planul de dezvoltare, de fapt, la nivelul județului Timiș a fost aprobată o strategie de dezvoltare a județului până în anul 2023, cu un subcapitol turism, dar foarte puțin detaliat, iar această lucrare amplă va fi aprobată și prin hotărârea de Consiliul Județean în cadrul Consiliului Județean, în cadrul unei ședințe plen de Consiliul Județean, pentru a lua ca și asumare Consiliul Județean implementarea unor proiecte, mai bine zis, din cadrul acestei lucrări ample. Trebuie să recunoaștem că, așa cum am zis și în 2014, la înființarea acestei asociații, chiar dacă foarte mulți sunt sceptici în ceea ce înseamnă turismul în județul Timiș, prin această lucrare, care o putem pune la dispoziție tuturor celor interesați, am rugat echipa de la asociație să realizeze cât mai multe CD-uri, de a pune în format mai simplu de lucru, să nu tot xeroxăm o astfel de lucrare. Prin realizarea acestui material amplu, putem discuta de posibilitățile de dezvoltare turistică în județul Timiș. Putem combate și pe cei mai răuvoitori, să spun așa, în ceea ce înseamnă turismul în județul Timiș. Și aș vrea să vă spun că din punct de vedere a Consiliului Județean, domeniul turismului reprezintă o oportunitate de dezvoltare economică importantă. Am observat, sunt obiective generale de dezvoltare pe cei 10 ani de zile cât este prins în strategie și, bineînțeles, țintele pe care ni le dorim să le atingem în următoarea perioadă. Dar cred că la baza acestui material programatic ar trebui să stea, îmi cer scuze, în fiecare an un plan de acțiuni. Un plan de acțiuni care trebuie să fie concretizat și cu ținte foarte clare anuale, cu un raport din partea asociației în fiecare an de ceea ce înseamnă implementarea acestui plan de acțiuni și, bineînțeles, cu sugestii din partea dumneavoastră, partenerii din cadrul asociației. Am observat un obiectiv foarte important și la care vreau să fac, singurul obiectiv la care vreau să fac referire astăzi, și anume o colaborare și o comunicare foarte bună și strânsă între autoritățile publice și private în domeniul turistic. De fapt, implementarea parteneriatului public-privat în domeniul turismului. Cred că acest lucru e esențial, pentru că, după cum știți, rolul asociației este de a crea evenimente, de a pune în valoare anumite obiective turistice. Rolul mediului privat este de a atrage turiști, de a crea trasee, de a crea circuite turistice în județul Timiș. Am observat în ultima perioadă și creșterea prin materialele care le primesc de la Direcția Statistică și creșterea numărului de turiști străini în județul Timiș,
Cred că este un lucru de bun augur. Cred că proiectul important al Consiliului Județean și a Primăriei Timișoara, și anume titlul de Capitală Culturală Europeană 2021, ne va aduce un beneficiu în plus județului dacă vom ști să gestionăm cu maximă atenție și seriozitate acest proiect. Eu vreau să vă asigur, așa cum am fost inițiatorul proiectului în 2014, să asigur și asociația și pe dumneavoastră care sunteți parteneri asociației în dezvoltarea turismului în Timiș, toate proiectele, toate ideile și sugestiile de bun augur și constructive pentru județul Timiș pot fi puse în practică cu ajutorul Consiliului Județean. Doar împreună putem pune umărul să implementăm această strategie pe următorii 10 ani de zile. În primul rând, vreau să felicit Consiliul Județean și Asociația, pentru ideea de deschidere pe care a avut-o în acest domeniu. Chiar dacă, așa cum a spus și domnul președinte, din punct de vedere natural, din punct de vedere arheologic, cultural, cum vreți dumneavoastră să spuneți, poate județul Timiș nu este cel mai atractiv comparativ cu alte județe din jurul nostru și din România, are anumite puncte dar pe care noi trebuie să le valorificăm pentru a crește. Eu m-am ghidat după o experiență pe care am avut-o în America. America, după cum știți, Statele Unite, vorbesc, este o națiune relativ nouă care nu are o istorie deosebită. Dar ei au încercat să-și valorifice absolut totul. Deci dacă odată un indian și-o ascutit o lance pe o stâncă, stânca aia era foarte bine promovată, că indianul ăla a ascutit o lance pe o stâncă și vai ce stâncă frumoasă. Da? Am dat numai un simplu exemplu care arată cât de mult poți să valorifici un lucru, care nu e lucru deosebit comparativ cu alte locuri. Județul Timiș are aturile lui în strategie, o să vedeți, am făcut o analiză extrem de elaborată a ceea ce este, cum ne raportăm noi la perioada actuală, o estimare pe termen scurt până în 2020, una până în 2025 și una până în 2028. În strategie sunt puse ținte estimative pentru anii viitori, pe baza cărora pot fi făcute planuri de dezvoltare în domeniul turistic, iar cei care o să vrea finanțări în viitor pot să se raporteze la această strategie.